Haide cu meteo, dar în limba noastră și foarte repede, că ne-ai zăpăcit și te mai fac un dans contemporan să plângă copiii în fața televizorului. Ok. Bună dimineața tuturor! Toamna ne răsfață și azi cu temperaturi de până la 21 de grade. După spusele meteorologilor, ne așteaptă o zi frumoasă cu puține ploi. Atât în partea de nord-vest, cât și în vestul țării, spre seară și noaptea, vor cădea precipitații, iar la munte și în sud vor fi înnorări și intensificări ale vântului. Mâine se va răci un pic, însă pentru weekend am vești bune. Vorbim acum despre partea de nord-vest al țării, unde soarele se lasă așteptat, avem ceva raze de soare în timpul zilei în satul mare, în schimb în Baia Mare cer acoperit de nori, temperatura maximă se va încadra între 16 și 17 grade. În Crișana trebuie să vorbim despre precipitații, în special după amiaza și seara, atât în Oradea cât și în Arad, și aici vom avea 18 grade și 19 grade în Arad. Și bănățenii vor avea parte de ceva precipitații. Astăzi temperatura a urcat un pic, în comparație cu zilele trecute avem atât în Reșița cât și în Timișoara 20 de grade. Haideți să vedem cum va fi vremea în Oltenia. Ei bine, după spusele meteorologilor și după cum vedem pe hartă, în Râmnicu-Vâlcea vremea va fi destul de bună. Cerul variabil spre senin, însă în restul localităților sunt așteptate precipitații. Avem 20 de grade în Drobeta, Turnu Severin, 19, atât în Craiova cât și în Slatina. În Transilvania am scăpat astăzi de precipitații, după cum vedem, cer mai mult senin. Avem ceva înnorări în Bistrița, în nordul teritoriului și intensificări ale vântului la munte. Avem 17 grade în Miercurea Ciuc, după cum vedem și aici, temperaturile au urcat în comparație cu zilele trecute, 18 grade în Cluj și 20 de grade vor fi astăzi în Deva. În Moldova am scăpat de ploi, din fericire, după cum vedem, totul arată foarte bine. Soarele încearcă să iasă de sub nori, ne va încălzi cu următoarele temperaturi, în Suceava 15 grade, stăm mai bine în sud, atât în Focșani cât și în Galați, cu 18 grade. Haideți să vedem cum ne va trata soarele prin Dobrogea. Ei bine, în special în Constanța, vremea va fi foarte frumoasă astăzi, cerul perfect senin, avem ceva norișori în Tulcea, însă nu vor aduce ploi, temperatura maximă va ajunge până la 19 grade, atât în Constanța cât și în Tulcea. Nici în Muntenia nu avem niciun motiv să ne plângem astăzi, după cum vedem cer perfect senin, atât în Târgoviște, Ploiești, cât și Buzău, în rest ceva norișori pe cer fără ploi. În Pitești vor fi astăzi 18 grade, 21 de grade în Giurgiu. În capitală era destul de răcoare de dimineață, se înregistrau 12 grade, iar maxima zilei va ajunge până la 20 de grade. Și astăzi avem parte de o vreme predominant frumoasă, cu ceva intensificări ale vântului, însă fără ploi. Eu vă doresc o zi excelentă și plină de soare!